Sindicaliștii din cadrul complexului energetic Hunedoara au intrat în febra alegerilor. Își caută noi lideri care să le reprezinte interesele, mai ales că acum se pune problema divizării în două a complexului, iar minerii și energeticienii trebuie să negocieze pentru binele angajaților lor. Darius Câmpean, cel care acum reprezintă Sindicatul Muntele, structură reprezentativă la nivelul ceh, spune că duminică a stabilit data exactă. Am avut o serie de discuții pe ceea ce am prezentat noi, biroul executiv delegaților conferinței. Am prezentat un raport de activitate, o serie de obiective, raportul financiar, precum și data, am stabilit și am supus votului conferinței data alegerilor și programul de înscriere al candidaților pentru cele trei funcții de președinte, președinte executiv și secretar general. Data alegerilor va fi pe data de 21 februarie, iar ca perioadă de înscriere, perioada 1-7 februarie. Sindicatul Muntele a fost înființat în 2009 după ce ani de zile a existat pentru minerii din zonă Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului, condusă de Miron Cosma. Acum la aceste alegeri se pot înscrie toți cei care vor îndeplini câteva condiții. Vom începe de mâine să lucrăm la stabilirea regulamentului de înscriere și la modul în care vom forma comisiile, pentru că alegerile vor fi uninominale la fiecare sucursală în parte. Anul 2018 este un an greu în care colosul industrial ceh are de punctat evenimente importante și, spun actualii lideri, cei care vor fi votați trebuie să aibă legitimitate ca să îi reprezinte și pe mineri și pe energeticieni. Complexul energetic Hunedoara este cel mai mare angajator din județ și gestionează activitatea minelor viabile și a termocentralelor de la Mintia și Paroșeni. Sunt premise ca acesta să fie divizat. Există posibilitatea ca două dintre unitățile miniere să nu primească subvenții, iar rolul sindicatelor va fi unul decisiv. Dănuț Vuhăescu, primarul din Urican, recunoaște că riscă să-și trimită oamenii în concediu fără plată din cauză că trebuie să mărească acum salariile cu procentul necesar trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat. Mai mult, chiar dacă este susținător necondiționat al partidului care se află la guvernare, a recunoscut că a primit de la guvernul Dacian Cioloș bani, iar guvernul Tudose i-a luat și l-a lăsat mai sărac. Mi-a luat aproape 20 de miliarde în lei vechi vorbesc, 19 miliarde, în fine, aproape 20 de miliarde din banii care îmi se cuvin nouă de drept pe formulă, bani de drept. Din banii de calamități la trecut la excedent bugetar la 31.12.2016, tot ce a însemnat excedent bugetar la 31.12.2012, jumătate din sumă s-a scăzut din veniturile de pe anul ăsta care îmi se cuvin administrațiilor. De acord, 5 miliarde care a fost un excedent normal, acolo sunt de acord, dar din banii pe inundații primiți în decembrie, nu puteam să-i cheltuim în decembrie, că erau tot calamități, vedeți, și să-mi ia acum. Probabil că se va repara. Când? În iulie, în august. Deci acum noi nu avem bani suficienți astăzi când stăm de vorbă nici pentru funcționare. Edilul din Urican nu știe cum va proceda, dar se bazează mult pe banii care i-ar putea da Consiliul Județean. Dacă nu, îi pune pe oameni în concediu fără plată, asta deși are organigrama la limită și nu își permite nicio concediere. Încă n-am luat decizia acum, dar se va mări proporțional cu ce trece de la angajator la angajat. Încă nu am luat decizia, să vedem o procedură care se aplică, vedem cum fac și alții. Și atunci? O să aveți bani pentru tot anul? Dar nu să avem încotro, salariile trebuie asigurate. În cel mai rău caz, Doamne ferește, dacă lucrurile nu se îndreaptă, Doamne ferește, vom ajunge și la concedii fără plată pentru o parte din personal. Dănuț Buhăescu mai spune că la restructurarea din 2010 a pierdut peste 30 de angajați, iar acum funcționează la limită. Ziua de 24 ianuarie va fi marcată la Vulcan în cel mai artistic mod cu putință, iar oamenii sunt invitați la o ceremonie militară. Primarul Gheorghe Ilie a reușit în ultimii ani să facă spectacol din această zi și la fel va face și miercuri, când are pregătite inclusiv torțele cu care să reușească să aprindă patriotismul în inimile localnicilor. Totul începe însă la cinematograf, unde vor rula mai multe pelicule dedicate acestei zile.
În mod deosebit, activitățile culturale și în momentul de față putem discuta de un moment istoric, Mica Unire. Vorbim despre 24 ianuarie, în municipiul Vulcan, ca de obicei, tinerii sunt invitați în jurul orei 17 la cinematograful Luceafăru, unde vor putea viziona câteva filmulețe scurte, de scurt metraj, în care vom relata unirea principatelor române sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza și, desigur, ceea ce am făcut noi în timpul de când sunt primar pentru omagierea acestei mari manifestări la 24 ianuarie. După care vom pleca cu toți tinerii, cu făclii, cu torțe pe Bulevardul Mihai Viteazu, cu fanfara în frunte. Avem invitați ofițeri în rezervă, elevi de la liceu, cetățeni ai municipiului Vulcan, conducerea primăriei, mulți dintre funcționarii publici. Astfel, în seara de 24 ianuarie, începând cu orele 18:30, vulcănenii vor defila cu torțe aprinse pe Bulevardul Mihai Viteazu până în zona primăriei, într-un ceremonial civil și militar organizat de Primăria Municipiului Vulcan, în parteneriat cu Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Valea Jiului. Toți cei care simt românește sunt invitați să ia parte la procesiunea ce are loc în această zi de câțiva ani. Acolo se dau cu placa de surf, ori vizitează un vulcan activ. Sunt doar câteva dintre activitățile derulate în cadrul unui proiect european la care au luat parte elevii ai școlii numărul 2 din Lupeni. Și experiența lor de până acum este de apreciat, mai ales că fiecare a fost fascinat de câte ceva. Și dacă cei din insulele Canare au fost fascinați de zăpadă, ai noștri abia așteaptă să vadă cum e pe placa de surf, dar s-au mirat teribil de obiceiurile celorlalți. Asta pentru că ei sunt gazdele străinilor. Pentru noi înseamnă, în primul rând, să învățăm de la colegii noștri din alte țări cum mănâncă ei, care este alimentația lor, să încercăm să desprindem câteva chestii mai bune de la ei, învățăm sporturi diferite din alte țări și să ne facem prieteni în alte țări și să învățăm și câteva cuvinte în alte limbi, dacă putem. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Păi, am fost până acum în Sicilia și am fost la vulcanul Etna. Asta mi-a plăcut, cred că, cel mai mult. M-am împrietenit și cu băiatul care a venit din Sicilia. Mi-a plăcut și un par de aventură din Sicilia. Până acum este ceva puțin neobișnuit pentru că nu am mai trăit așa ceva, dar da, este minunat să am un copil în casă care este străin și nu vorbește, nu are aceleași obiceiuri ca și mine. Care sunt alea mai diferite? Sunt, păi, stilul de viață, în primul rând, s-a trezit la ora 6 dimineața, fără ceas, fără alarmă, cum mănâncă, cum mănâncă, doar cu furculiți, nu știu, este foarte diferit. Așa? Da. Ce ai învățat tu din experiența asta până acum? Sincer, am învățat că trebuie să am răbdare, foarte multă răbdare, să învăț și eu obiceiurile ei, ca să facem schimbul de experiență pentru care ea a venit aici. Și pe ea ce o fascinează aici la noi? Zăpada. Aseară a ajuns la ora 12:30 și am mai stat până pe la 1:30 să se bucure de zăpadă și să învățăm cum să facă un bulgăre de zăpadă. Proiectul se numește Sport și Sănătate, cea mai potrivită cale de a învăța despre Europa și la el participă copii din cele 4 țări europene. Toți învață unii de la alții, plus că sunt nevoiți să se înțeleagă în limba engleză, iar acesta este încă un punct important în beneficiul lor.
Proiectul nostru este de tip Erasmus, este un proiect internațional, suntem la a treia mobilitate. Pe parcursul întregii săptămâni îi vom învăța să schieze, vom fi gazde bune, cât putem noi de bune. Din aceste experiențe, odată au scăpat de trac, vorbesc limba engleză cu toții pentru că sunt ambasadorii noștri pretutindeni, au învățat tradiții și obiceiuri de ale partenerilor noștri și cei care urmează să meargă în insulele Canare abia așteaptă să învețe surf. Noi învățăm să schieze, ei ne învață de ale lor. Este o experiență deosebită. Școala noastră este la al treilea proiect internațional de acest tip și mai avem în derulare unul tot în acest an școlar, se va finaliza anul școlar viitor. Copiii sunt foarte fericiți că au în preajma lor niște tineri străini de zăpadă, de România în general, și au primit în costumele noastre populare cu pâine și sare și pe ritmuri acompaniate la fluier. Îi vor duce la schi și abia așteaptă ca ei să se dea cu placa de surf. Avea misiunea în ianuarie 1999 să țină minerii în frâu și în funcție de deznodământul de la Costești, Miron Cosma avea să-i zică dacă să trimită minerii spre București sau spre Petroșani. Vorbim despre unul dintre foștii lideri ai minerilor, Costel Postolache, care acum ne spune cum au luptat minerii să nu închidă nicio mină. Ce a obținut atunci și ce a rămas acum? Ministru industriilor de la acea vreme, Radu Berceanu, a ieșit pe post și a zis că cele două unități miniere, Dâlgea și Bărbăteni, se vor închide, fără consultarea nici a administrației de la vremea respectivă, nici a sindicatelor. Delegația care exista din partea sindicatelor au negociat 9 zile la București cu ministrul industriilor. Nu am fost lăsat să semnăm ceea ce obținusem. Se obținuse la vremea respectivă neînchiderea celor două unități miniere și o mărire de salariu de 35%. Condiția era să ne întoarcem înapoi, să ne apucăm de muncă. Minerii au plecat prin defileul Jiului, au noptat la Lainici și a doua zi au stat la Târgu Jiu. Acolo au plecat spre Horezu și în cea de-a patra zi a fost negocierea de la Cozia. Eu efectiv nu am participat la acele negocieri. Am fost lăsat în fața prefecturii să am grijă de marea parte de mineri care se aflau acolo, primind sarcina că dacă voi primi telefon să dau drumul la autocare către Valea Jiului sau către București. Sunt 19 ani din acea zi de 24 ianuarie 1999, însă liderii de atunci cred că nimeni nu a vrut neapărat dezvoltarea acestei zone. Cele 2020 de miliarde de care se discuta în pacea de la Cozia, ele au fost primite. Cert este că după ce s-a întâmplat și Stoieneștiu, că după Costești în același an urmează și Stoieneștiu, când am apucat și am împărțit banii cei 2020 de miliarde, a rezultat o mărire de salariu de 21% pentru subteran și 18% pentru suprafață. Nu este mult, pentru că noi obținusem în București 35% pentru toată lumea și neînchiderea celor două unități miniere. Minele s-au tot închis și acum se închid, dar liderii minerilor spun că au adus chiar și investitori în zonă, ca posibilitate de reconversie a industriei, dar nimeni nu a vrut să țină cont. Am făcut tot posibilul, mai ales după ce se întâmplă la Stoienești, dacă dăm înapoi filmul și veți vedea. Eu, lucrând un an înainte, în anul 98, la Confederația Sindicatelor Miniere din România, chiar în primele luni ale anului 99, cred că aprilie-mai, am adus investitori în fosta ligă a sindicatelor, unde am avut discuții. Nu noi eram cei care hotăram, era administrația de pe vremea aceea și în special primăria, primarul la vremea respectivă era Dumnezeu să-l ierte, Carol Schroeter. Unul dintre patronii mari din România la vremea aceea, o fabrică de blugi Viorex, l-am dus la primar, i-am lăsat acolo pentru că nu mai era problema mea și m-am întâlnit cu el după câteva luni de zile și mi-a spus... Îmi pare rău că am venit aici, n-am primit niciun sprijin și după o perioadă a deschis în altă parte. Minele se închid și sunt pe ultima sută de metri, iar revoltele minerești nu mai amintesc decât despre violențele din stradă. Nimeni nu s-a prea uitat spre Valea Jiului și chiar și acum minerii sunt amăgiți cu promisiuni despre materiale și piese de schimb.
care nu prea mai ajung la ei sub pământ. În tot acest timp, dezvoltarea zonei și sosirea investitorilor a rămas aceeași utopie. Trei mari personalități ale României au primit astăzi la Petroșani, în cadrul unei ceremonii oficiale, titlurile de cetățeni de onoare. Au fost momente emoționante și fiecare a depănat amintiri din vremurile în care au trăit aici, evocând pe rând momârlanii, localnicii veniți să exploateze minele, ori viața academică și sportivă a zonei, mult mai dezvoltată acum o jumătate de veac decât este acum. Cu mândrie, profesorul emerit, dr. Ioan Piso, istoric de prestigiu născut la Petroșani în 1944, considerat drept un titan al istoriei și arheologiei din țara noastră, a evocat acele vremuri. S-au împlinit 50 de ani de când am părăsit Valea Jiului. Și cu toate acestea, sufletul mi-a rămas aici. A rămas aici datorită inimii mari a locuitorilor văii, datorită munților pe care i-am iubit atât de mult și datorită școlii pe care am făcut-o. Reprezentanții marilor puteri au venit îndată după 1918 să constate dacă zona este cu adevărat românească. Și dacă există români, să-i vedem. Și au văzut. Tot câmpul s-a albit de momârlanii îmbrăcați românește. Amintiri din acele vremuri au fost depănate de marele Ioan Piso, acum profesor universitar, care a spus că aceste date ar trebui să fie punctul de plecare al viitorului acestei zone. Momârlanii, turismul, munții noștri și frumusețile lor și viața academică trebuie reconsiderate, la valoarea la care erau acum mulți ani. Iar același lucru l-a reiterat și cel de-al doilea profesor, ce a primit azi titlul de cetățean de onoare, Ovidiu Bordula, născut la Petroșani în 1948, unul dintre cei mai mari experți din România în domeniul conservării și restaurării monumentelor istorice. Este o onoare pentru mine să mă aflu aici. Mai ales că niciodată în viața mea nu m-am gândit că voi ajunge într-o situație în care să fiu apreciat de concetățenii mei din Valea Jiului. Pașii m-au îndreptat spre valorile de patrimoniu admirate de noi, ca români, și de foarte mulți străini care vin și ne vizitează, respectiv monumentele UNESCO din nordul Moldovei, pe care bănuiesc că destui dintre dumneavoastră le-au vizitat, începând cu Voronețul, de fapt acolo am început, la Voroneț, la Suceavița, Moldovița, Arbore, sunt foarte cunoscute, Bălinești, sunt nume cunoscute în domeniul admiratorilor valorilor noastre, sunt valori de pe vremea lui Ștefan cel Mare, a lui Petru Rareș. Eu venim de aici, din Valea Jiului, un fost elev. Titlul de cetățean de onoare l-a primit și doctor inginer Ioan Ranța, specialist în industria minieră, autor a 25 de lucrări științifice de specialitate, reprezentant al României în CAER, pe zona industriei miniere. Tuturor, primarul Tiberiu Iacob Driții le-a conferit acest titlu, mândrindu-se că ne sunt contemporani. Pentru mine personal este o onoare să am acest privilegiu de a îndemna aceste titluri simbolice unor oameni de un asemenea calibru intelectual și profesional și spre rușinea mea foarte multe lucruri le-am aflat astăzi despre Petroșani și despre istoria acestor locuri. Cred că este de datoria noastră a celor care suntem vremelnic în aceste funcții și a întregii comunități de a aprecia aceste valori și de a le respecta și de a le face cunoscute, în primul rând, tinerei generații. Orașul Aninoasa a rămas mai mult cu pensionarii și câțiva copii care mai merg la școală ori la grădiniță și dacă vine vreo firmă să facă angajări, toți fug. Asta a constatat și primarul, care acum spune că a plecat una dintre firmele care făceau piese electronice, dar vine o alta, însă oamenii tot nu vor să se angajeze. Cei mai mulți preferă să trăiască de pe o zi pe alta, din furtul cărbunilor ori din ajutoare sociale. Vine într-adevăr altă firmă care face la fel vreo 200 de angajeri,
100 de oameni pe schimb, în aceeași locație unde a avut Suisul. E o firmă din Petroșan, de fapt, cu un cetățean englez care are un teren cumpărat la noi în Aninoasa ca să dezvolte afacere, dar a găsit locația respectivă și se relochează aici la Aninoasa și dă drumul. Nu știu dacă o să fie chiar mulți oameni doritori din Aninoasa să angajeze, pentru că am mai avut această experiență și nu găsești oameni să meargă să angajeze la firmele respective. Orașul Aninoasa a cunoscut declinul economic imediat după ce a fost închisă mina, iar următorul pas a fost intrarea în insolvență. Cei mai mulți au plecat, ori sunt la pensie, iar cei care au rămas cu greu pot fi motivați să lucreze. Nu contează însă dacă e iarnă sau vară, localnicii sunt mai tot timpul la birturile din cartier sau cumpără de mâncare pe caiet. Ziua de 24 ianuarie 1859 trebuie luată ca reperte către toți ce locuiesc acum în România. Elevii de la una dintre școlile ce se află în apropierea Bibliotecii Municipale din Petroșani au venit să afle între rafturile de cărți ce spun în scrisurile despre asta. Nu e prima lor vizită aici, dar acum au pregătit și ei un mic program artistic. Pe glasul omenirii, inspirată și condusă pleiada europeană de puternic răci compusă, reda nației gemânte, antrici, drepturi de durere, soarta se scria în ceruri cu lumina cea mai vie. Văda lumele se strată între numele divine celor ce au fost ai lumii nobili făcători de bine. Secolul să te admire și cu noi să se folească Franța, nația cea mare, nația cavalerească. Coordonați de Laura Haiduc și Monica Naghi, copiii au putut să vadă chiar și proiecții cu imagini din acea epocă și astfel au marcat, așa cum se cuvine, încă o dată una dintre paginile importante ale istoriei noastre. Avem o acțiune cu elevii de la școala 7, așa cum am avut și în 15 ianuarie. De fapt, am făcut în 16, Eminescu. Avem un PowerPoint despre mica unire, cântece patriotice, iar ei vin cu spectacolul. Unirea Principatelor Române a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea prin unirea statelor Moldova și Țara Românească sub numele Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești. Unirea a fost legată de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza și de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie 1859 în Țara Românească. Cărțile expuse la bibliotecă evocă modul în care Cuza a unificat Parlamentul și Guvernul, iar astfel a realizat unirea politică în anul 1862. După înlăturarea sa de la putere în 1866, unirea a fost consolidată prin aducerea pe tron a principelui Carol de Hohenzollern. Principatele Unite primesc în mod oficial numele de România abia prin Constituția adoptată la 1 iulie 1866, deoarece pe data de 1 decembrie 1918 s-a înfăptuit Marea Unire a Transilvaniei cu România. În acest fel s-a creat actualul stat, eveniment ce va fi marcat la finele acestui an, când se împlinesc 100 de ani. Minerii din Valea Jiului vor fi primiți de Ministrul Energiei săptămâna viitoare. Sindicaliștii din Muntele au obținut o întrevedere pentru vineri 2 februarie, iar acolo vor să discute cu responsabilii de la cel mai înalt nivel, ce o să însemne separarea activității miniere de cea de producere a energiei. Vom începe discuțiile privind separarea activității cu domnul ministru Petcu, urmând ca, dacă nu vom găsi soluții la nivelul ministerului, să ducem problema mai departe la vârful guvernului. Pierderile în sectorul minier sunt uriașe, iar sindicaliștii vorbesc despre posibile mișcări sindicale. Dacă această activitate nu va putea fi subvenționată în momentul separării de activitatea energetică. Vrem să obținem și o serie de asigurări, pentru că dacă în momentul de față noi am fi trăit din cărbunele pe care îl vindeam, probabil că eram cu oameni în stradă, pentru că știm toți complexul energetic, minele din complexul energetic Hunedoara dau mai puțin de 1500 de tone zilnic de cărbune. Deci este clar că sunt o serie de aspecte pe care noi le avem în vedere. Vrem ca în momentul separării și minele să poate să fie pregătite să-și ducă activitatea singură.
Complexul energetic Hunedoara a luat naștere în 1 noiembrie 2012, când divizia minieră a fuzionat cu cele două termocentrale de la Mintia și Paroșeni. Acum că lucrurile nu au evoluat deloc bine și chiar dacă au vândut energie, ambele părți au avut de pierdut din cauza situației grave în care se află cel mai mare angajator al județului Hunedoara, divizarea este inerentă. Nu prea au venit turiști în Parâng, deși o zi liberă ar fi fost numai bună pentru schiorii din zona noastră, iar asta s-a întâmplat doar în Parâng, pentru că la Straja au fost mult mai mulți. Cei câțiva schiori pe care i-am întâlnit erau la telescaunul nou și așteptau să se strângă un grup, așa încât să pornească pentru toți instalația de transport pe cablu. Au venit la zăpadă și unii erau din Petroșani, în timp ce alții se plângeau că sunt cazați într-o cabană la care cu telescaunul de la Rusul nu pot ajunge. Le-ar fi convenit celălalt telescaun, însă acolo au fost întâmpinați de un angajat care le-a zis că azi, în ziua liberă, telescaunul vechi este în revizie. Oamenii erau contrariați și se tot întrebau cum vor ajunge pe jos, până sus în Parâng, din locul în care îi va lăsa telescaunul funcțional. Din păcate, situația nu a fost niciodată reglementată și, chiar dacă aleg Parângul, tocmai pentru că nu sunt așa de mulți turiști, problema instalațiilor de transport a telescaunului ori a teleschiurilor este cea care îi face să se gândească de două ori data viitoare. A devenit din ce în ce mai greu să se impună pe piață, să se dezvolte și să facă față tuturor cerințelor. Vorbim despre crescătorii de animale, iar unul dintre ei, Nico Ichia, care are o fermă de capre și aduce carne, brânză și lapte de capră la Petroșani, povestește cât de mult ghinion a avut de fiecare dată când a încercat să se dezvolte. Pentru că are peste 300 de capre și a pornit de la mai puțin de 5, acum a căutat să le creeze condiții. Și-a făcut un laborator de procesat laptele, face brânză și imediat ce s-a scurs, fuge cu ea în piață. Nu are sărbători și chioșcul său e deschis doar când are marfă proaspătă, dar vorbește despre cei care stau la bloc și se dau colegii lui de galantar. Nimeni nu vrea să ne ajute în acest domeniu și asta mă face cel mai mult să am momente de cumpăn în ceea ce privește mica afacere pe care o avem cu cei care vând brânză în piață în Petroșani și mulți din ei sau aproximativ toți stau la bloc și vând brânză de toate categoriile, telemea de oaie, telemea de bivoliță, telemea de vacă, telemea de bivoliță. Aș vrea să vă aduc la cunoștință sau poate chiar știți dumneavoastră, bivolițe nici nu mai sunt în zona noastră, iar ei vând bivoliță, telemedie, bivoliță în piață la Petroșani. Lumea nu știe, oamenii sunt păcăliți, ei vin cu un preț foarte mic, că ei cumpără brânza de vacă cu 7-8 lei. Cei care aduc brânza de vacă la bișniță o pune cu 14 lei și atunci un ciobanul nu poate să pună brânza de oaie cu 14 lei, clar. Și da. Omul zice, la tine la ăla e 14 și la tine e 20. Și aici e cea mai mare problemă în care nimeni nu vrea să ia nicio măsură. Ciobanii autentici încă mai speră că oamenii pot aprecia calitatea și Nicu are clienți fideli. Cine nu a luat de la el nu știe, dar producătorii autohtoni sunt puțini și ei nu stau toată ziua în piață. Au vite și, ca mai toți, și Nicu a accesat fonduri europene. A fost atât de greu că, la un moment dat, din cauza birocrației, voia să protesteze în fața APIA la Deva. Suma pe care a luat-o este de 40.000 de euro, dar în timp ce făceau autorizație, îi expira o alta și tot așa luni de zile. Acum noi l-am găsit pe Nicu în timp ce punea acoperișul pe una dintre construcțiile la care lucrează. Am accesat ceva fonduri europene, nu ne-a fost chiar așa de ușor, dar cu puțină ambiție, puțin mai multă ambiție, am reușit. Am dezvoltat o mică fabricuță de preparare a laptelui, unde se vede este aici. Ne-am făcut grajduri moderne pentru animale, o platformă de gunoi care se cere în Uniunea Europeană, la noi la animale și cam asta e. Am avut momente în care chiar am vrut să mă opresc. Adevărații fermieri sunt încurajați să meargă, așa cum spune și ministrul agriculturii, cu oaia, dar ciobanul nostru din Livadia rămâne la caprele lui. Are planuri mari și nu exclude chiar să-și deschidă o pensiune undeva la stradă spre Livadia. Îi trebuie însă multă răbdare și putere să mai treacă prin toate furcile birocrației. Un singur lucru ne îndrumă. Nu trebuie să cumpărăm neapărat de la el, dar ar fi bine să nu căutăm produsul ieftin, ci producătorul autentic.
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara anunță organizarea selecției pentru studenții care doresc să lucreze pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de vară 2018, când își pot găsi un job, dar pentru minim 2 luni. Pentru anul 2018 sunt disponibile 50 de posturi în domeniul hotelier gastronomic, la fast food-uri, în producția industrială și în domeniul serviciilor. Conform reprezentanților Agenției Județene, pot participa studenții cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, care urmează cursuri la zi la o facultate de stat sau particulară acreditată conform legii și care au cunoștințe bune sau foarte bune de limba germană. Studenții care au domiciliul sau sunt înregistrați la o instituție de învățământ superior din județul Hunedoara trebuie să se adreseze consilierului EURES din cadrul AJOFM Hunedoara pentru a-și înregistra dosarele. Înregistrarea se va desfășura în perioada 15 ianuarie-9 februarie, în intervalul luni-joi, orele 9:30-15:30 și vineri, între orele 9:30 și 12:30, au anunțat reprezentanții AJOFM Hunedoara. Ultimele burse dedicate studenților nu au avut mari rezultate, așa încât în această vară cei care știu limba și cred că s-ar descurca sunt așteptați să-și perfecteze documentele, iar pentru informații pe site-ul AJOFM există toate detaliile, inclusiv formularele ce pot fi completate. Este cel de-al 7-lea an consecutiv când locuitorii din Vulcan, alături de militari, elevi și voluntari, participă la o ceremonie dedicată zilei de 24 ianuarie. Nici în acest an mulțimea nu a ținut cont de gerul năprasnic și în rând s-au prins zeci de oameni cu torțe în mână. Și nimeni nu a ținut cont de nimic decât de ideea de a nu se pierde tradiția. Iar printre cei care au luat parte la defilarea cu torțe, am găsit chiar și o doamnă ce își sărbătorea astfel ziua de naștere. Alexandru Ioan Cuza, domnitorul nostru, care de fapt aduce Mica Unire. În data de 5 ianuarie este ales în Moldova și în 24 ianuarie este ales în țara românească. Sunt soție de militar, cum să vin prima dată? N-o să vin prima dată, mai ales că astăzi este și ziua mea de naștere. Și mulțumesc, particip, doresc la toată lumea numai bine și manifestările care au loc vor trebui duse înainte, pentru că generațiile care vin după noi, din păcate, au uitat puțin ce înseamnă, cum, să zicem, cei care au fost înaintea noastră au participat la unire. Anul ăsta sărbătorim la 1 decembrie, Marea Unire, 100 de ani. Mă bucur că și anul acesta am sărbătoresc cu cei de la Vulcan. Sunt bucuros că sunt sănătos și anul ăsta particip la Mica Unire la Vulcan. Ce semnifică pentru dumneavoastră această retragere cu torțe? Semnifică respectul față de ceea ce s-a întâmplat în 1859. Cred că aceste manifestări încep în 2018, pentru că anul acesta sunt 100 de ani de la Marea Unire din 1918 și e începutul anului cu 100 de ani, a centenarului care urmează să fie anul acesta. Este foarte frumos! Toată lumea are torțe! Da, și că cântăm și că ne unim toți. Ce înseamnă pentru voi, copii, unirea? O zi foarte specială. Hora din giratoriul din fața primăriei s-a oprins cu toții, elevi, părinți și bunici. Și în acordurile fanfarei, toată lumea a simțit românește. Este a 7-a oară când noi organizăm aici, în Vulcan, pe data de 24 ianuarie a fiecărui an, acest marș cu făcliile.
drept respect pentru înaintașii noștri, cei care au făurit această mică unire, țara românească cu Moldova, și desigur în acest an de 1 decembrie, pentru că vom sărbători centenarul, vom avea și de data aceasta, de 1 decembrie, vom face un marș pe bulevard cu făclii în cinstea Marii Uniri. Municipiul Vulcan este singurul din Valea Jiului, unde tradiția ultimilor ani a impus o astfel de ceremonie, iar oamenii au apreciat mereu. Și în acest an s-au adunat cu zecile chiar și privitorii de pe margine, care au aplaudat, ori chiar au filmat retragerea cu torțe. Temperaturile au scăzut vertiginos în ultimele zile, iar nopțile sunt un calvar, așa încât oamenii fără adăpost au fost luați de pe străzi și duși la adăpostul din Petroșani. Asta după ce poliția locală a căutat prin locurile în care se adăpostesc de obicei acești oameni. O parte însă a refuzat să plece din canale. Acțiunea însă este în plină desfășurare și mai ales pe timpul nopții. Acești oameni vor putea să doarmă în pat la căldură. Având în vedere temperaturile scăzute din ultima perioadă de timp, am luat măsura ca toți acești boschetari să fie luați de pe stradă și dus la depostul nostru, situat pe strada Constructorului numărul 14, amenajat pentru a primi astfel de cetățeni care nu au unde să se odihnească. Numărul acestora până în prezent a fost de 2 pe noapte, unul dintre care unul în mod permanent vine și unul vin după alte localități, depinde cum îi găsesc patrulele de poliție. Îi cazăm, le dăm haine, după care ei pleacă. Temperaturile au scăzut în ultimele nopți sub minus 15 grade. Și atâta timp cât va mai dura gerul, oamenii de pe străzi vor fi căutați și li se va pune la dispoziție acest adăpost. De altfel, la Petroșani, unde există două camere, una pentru femei și alta pentru bărbați, pot ajunge chiar și oameni din alte localități, pentru că pot fi adăpostiți aici pe timpul nopților geroase. Primarul din Aninoasa promite în 2018 asfalt pe toate străzile din localitate. Este practic o premieră absolută, după zeci de ani în care administrația locală s-a căznit să obțină banii necesari asfaltărilor. Practic, odată cu încălzirea vremii, primarul Nicolae Dunca promite că va avea gata licitațiile și că va porni lucrul, așa încât nicio stradă să nu mai fie de pământ. Am avut un proiect depus la Ministerul Dezvoltării pentru reabilitarea drumurilor de interes local. Noi mai avem câteva drumuri în oraș care sunt neasfaltate, sunt practic de pământ. Și am prins acest proiect, am semnat la Ministerul Dezvoltării contractul, are o valoare de 60 de miliarde și după ce aprobăm bugetul trecem la licitație și după licitație, cum permite timpul, ne apucăm. Odată finalizat acest proiect, doar două străzi mai rămân de pământ, însă dacă va avea bani la buget, acestea vor fi și ele asfaltate. Mai rămân două străduțe care nu sunt cuprinse în proiectul ăsta, care probabil le vom face din bugetul local. Orașul Aninoasa a primit această gură de oxigen de la Ministerul Dezvoltării Regionale, finanțarea fiind semnată de vicepremierul Paul Stănescu și primarul Nicolae Dunca. În județul Hunedoara, începând cu luna februarie, își vor pierde locul de muncă 193 de persoane. Cei mai mulți sunt deja în preaviz și statisticile arată că numărul cel mai mare este la Brad, 58 de persoane. Iar următorii pe liste sunt cei care au lucrat în punctul de lucru Livezeni Aninoasa, 54, ei fiind urmați de cei care lucrau la firma de cablaje din punctul de lucru Orăștie, respectiv 81 de oameni. Potrivit directorului agenției Hunedorene, Nicolae Fara, AJOFM Hunedoara a fost înștiințată de 6 unități economice din județul Hunedoara privind concedierea colectivă a unui număr de 422 de angajați. Cele 6 unități sunt SC Util Cons SRL 38, SC Proactiv SRL 25, SC Vest Agregate SRL 34, SC Drupo SRL 28, SC Emagian SRL 104 și SC Suez România Deva SRL 193. Disponibilizările se preconizează că vor fi făcute în perioada ianuarie-martie 2018.
Avem aici pe Mura, cea neagră, cel alb e Snow, cea maro de acolo e Tara, cealaltă sură, să zic așa, e Aria, aici o avem pe Sasha, cea mai mititică, și aia e Dura, care e și mămică. Doi tineri pasionați de cai, Călin și Ilie, fiecare absolvent de facultate, dar care nu are nicio legătură cu creșterea animalelor, s-au gândit să îmbine pasiunea pentru cai cu ideea de a face trasee montane. Au deja 8 cai și un mânz și mult curaj să-i crească și să-i îngrijească. Și nu este deloc ușor, pentru că atunci când ai animale în ogradă, nu ai zi liberă, vacanță sau Crăciun. Noi am găsit pe cheile tăii și nimic nu se compară acum cu peisajul albit de zăpadă, în care se prefigurau șirul indian al călăreților. Cum s-au gândit la asta, ne spun chiar ei. Ne-au plăcut foarte mult caii. Am făcut niște drumeții noi în particular și ne-a venit ideea să o transformăm într-o afacere. Avem clienți săptămână de săptămână, avem deja 5 trasee prestabilite și urmează să mai dăm drumul la încă 2 în curând, acum le verificăm. Turiștii sunt foarte încântați. Am avut chiar și turiști străini. Am avut un englez, un malaizian și un indian care au fost în luna noiembrie pe la noi și le-a plăcut foarte mult. Carpathian Horse Trekking și-au numit mica idee și pe mai multe site-uri promovează acest nou tip de turism. Au trasee călare spre Troiță, Valea Arsului, Șureanu sau Peroșia, printre munți, în defileele săpate de apele de la noi, iar oamenii care vin călare pot alege chiar trasee de 2 zile. Traseul de Șureanu e de 2 zile și include o noptare la stână cu masa inclusă și se călărește până în vârful lui Pătru și înapoi pe culmi până pe aici, pe taia se iese. Caii sunt pretențioși și Călin ori Ilie ne-au spus că atunci când se dau jos de pe acești cai, primul lucru pe care îl fac e să le ofere ceea ce ei au nevoie, apă, mâncare și chiar atenție. Nu te poți urca oricum pe cal, trebuie măcar să-i adresezi câteva cuvinte, să-l atingi și să-l lași să te adulmece. Ilie se ocupă de cai de când avea 9 ani și acum face tot ce poate să-și acomodeze călăreții cu animalele. A avea grijă de un cal include multe responsabilități. În primul rând, curățenia, igiena, unde stă căluțul, să-i oferi cât mai mult confort. Trebuie să ai grijă de el, în mare parte hrana care o dai, să conțină proteine, să conțină tot ce trebuie pentru el și e și foarte costisitor, nu e foarte ieftin să întreții un cal. Dacă vrei să ții un cal, în condiții optime de funcționare, să zic așa. Ce le spui celor care vin să călărească despre calul pe care și-l aleg? Aici, în funcție de client, fiecare cal are caracterul lui, temperamentul lui, dar avem cai mai, să le zic așa, mai agitați, avem cai mai leneși. Fiecare client are un caracter și o personalitate. În funcție de asta își alege căluțul. Ei trebuie să știe câteva reguli de bază, care sunt peste tot. În spatele calului nu stăm. Când atingem un cal, trebuie prima oară să-l atenționăm vorbind cu el. Și în același timp, tot timpul calul trebuie îndrăgit. Niciodată nu avem voie să ridicăm tonul la el sau să zbierăm, să lovim animalul. Tot timpul trebuie să ne comportăm ca un nou născut. Pentru 50 de lei poate oricine să urce pe un traseu de o oră și jumătate și acești tineri curajoși vă vor oferi momente de neuitat, echipament și un cal la alegere din cei 8 pe care îi au acum. Dacă optați pentru un traseu de 4 ore, prețul ajunge de la 80 la 100 de lei de persoană și pentru cel de 2 zile, cu masă la stână, prețul este de 400 de lei. Dar grupul trebuie să fie de minim 5 persoane. Toate informațiile le aflați pe site-ul lor, Carpathian Horse Trekking, și tot acolo faceți rezervările. În weekend este aglomerat, dar dacă ajungeți la munte în Valea Jiului, nu ezitați să încercați și acest gen de plimbare, unul relaxant și reconfortant, în compania unui animal ce, cu siguranță, vă va face să vă simțiți bine. Toate cele 11 pârtii sunt gata și turiștii deja au început să vină la Straja. În acest weekend, toți cei care au fost în tabere iau parte la prima întrecere. Asta după ce au învățat ori s-au perfecționat pe schiuri. Organizatorii spun că vremea este excelentă și pârtiile pregătite. În acest weekend avem Cupa Tabere Straja și începând din weekendul viitor, din weekendul acesta, de fapt, în fiecare săptămână vom avea competiții în Straja. Pârtile sunt foarte bune, avem zăpadă peste un metru aproape pe toate pârtile, se poate schia pe absolut toate pârtile în condiții foarte bune, sunt amenajate, bătute cu ratracul, timp frumos,
s-au anunțat și foarte mulți schiori că o să vină. Ce să vă zic, cred că va fi unul din cele mai frumoase weekenduri pentru a schia. Vremea rece a permis amenajarea pârtiilor, inclusiv a celei de sub telegondolă, iar acum schiorii au posibilitatea să le folosească pe toate. De altfel, în Straja au și de unde să aleagă. Acum sunt opțiuni pentru orice schior, că e avansat, că e începător, și sperăm că și în acest weekend să nu fie niciun loc liber în Straja. Avem 11 pârtii, dar se folosesc absolut toate și 27 de kilometri de pârtie. Sperăm să nu ne oprim la cei 27. Am auzit că alții au un plan să facă peste 50 de kilometri și noi sperăm că în câțiva ani în Straja vom avea în jur de 50 și ceva de kilometri de pârtie. Competiția din Straja începe sâmbătă 27 ianuarie 2018, când schiorii se întrec în Cupa Tabere Straja și Winter Tour 2018. Urmează apoi, în perioada 5-10 februarie, Festivalul Oamenilor de Zăpadă, când întrecerea nu se dă pe schiuri, ci la îndemânare. Atunci, oricine poate crea oameni de zăpadă din 5 până în 10 februarie. În ultima zi se face jurizarea și premierea, iar turiștii pot participa în fiecare seară la diverse activități pe pârtie ori mici concursuri. În 17 februarie va fi Cupa Balu, dedicată ursului brun ce crește în această stațiune de munte și a cărui zi de naștere este sărbătorită cu toți copiii care vin la Straja. Luna martie debutează cu întreceri încă din primele zile. Astfel, între 2 și 4 martie sunteți invitați la ceea ce se va numi Sunete de Munte. Și DJ-ii de renume vă vor încânta ziua pe terasă, iar seara în club, iar în 3 martie are loc cea mai importantă competiție a sezonului, denumită Cupa Comexim. Totul se sfârșește cu întrecerea celor mai vârstnici schiori, sub genericul Cupa Veteranilor. Această întrecere veche de o jumătate de secol are loc între 16 și 18 martie. În decembrie 2017, Curtea de Apel București a oprit definitiv construcția două hidrocentrale de pe Jiu. Motivul? Lucrările erau ilegale. Ecologiștii spun însă că beneficiarii lucrării sfidează această decizie a instanței și au demarat o petiție online. Oricine o poate semna și ea se adresează autorităților din Gorj și Hunedoara, cărora li se cere astfel sprijinul. Cei vizați de petiția online sunt Inspectoratul Județean în Construcții Gorj, Inspectoratul Județean în Construcții Hunedoara, Primăria orașului Bumbești Jiu, Primăria orașului Aninoasa, Primăria municipiului Petroșani, Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea de Conturi a României, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara și Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj. Inițiatorii sesizării spun că în data de 18 ianuarie 2018 au fost observate echipe de muncitori plecând de pe șantierul barajului de la Livezeni. De asemenea, a fost constatată activitate la șantierul hidrocentralei Bumbești. Petiționarii care au luptat ani de zile în instanță cer ca inspectoratele de stat în construcții și primăriile în cauză să ia toate măsurile necesare de urgență pentru sistarea activității și evacuarea șantierelor ilegale. După evacuare, trebuie sigilate perimetrul și aparatura pentru a nu mai putea lucra pe ascuns și trebuie desființate organizările de șantier. Până acum au fost investite sume uriașe în cele două amenajări de pe teritoriul județului Hunedoara și cea de pe Gorj. Cifrele arată că lucrările care au fost realizate sunt aproape gata. Până în data de 31 decembrie 2016, valoarea totală a lucrărilor a fost de 619.837.480 de lei, devizul total general fiind de peste 100 de milioane de euro.